Mulțumim, dragi românași, pentru că ați avut răbdare în această vreme urâtă, dar mă bucur că sufletul vă este frumos. Și dacă erau doi oameni, tot mă bucuram, pentru că nu cântam singură. Mulțumesc! Sănătate și numai bucurii și, bineînțeles, sărbători fericite! Vă pupă Lunința și Poteanu Anghel! Stai aici unde te grăbești! Îți mulțumesc că ai venit așa de departe să-mi fii aproape și să încânți publicul de aici din Ponte Nova. Dragi români, avem multe surprize pentru dumneavoastră. În curând va urca pe această scenă și George Nucă. Ne-a sunat acum că este pe drum și mai avem surprize. Noi, da, mi-a zis că mă întrerupe puțin, dar ce vrei să spui ea? Doar să întreb publicul, oare mai e nevoie de, îmi cer scuze, de domnul George? Uitați ce prezentatoare minunată avem! Aplauze pentru doamna organizator Elena Stuparu, Elena! Pentru domnul președinte, pentru tot guvernul care ne susține și ne ajută și, bineînțeles, și pentru băieții de la grătar, că ne dă să mâncăm. Da, eu este prima dată când prezint și m-au spus toți că m-am descurcat foarte bine, dar ce al lui, al lui! Ca George Nucă nu prezintă nimeni, e unicul! Sunt așa de mândră și onorată pentru că mulți români de aici din piață mi-au cerut un bis pentru o artistă minunată din România care a venit de departe să cânte publicul din Ponte Nova, dragi români. O artistă minunată pe care eu o iubesc, care nu a venit în Italia de 50 de ani. Saveta Bogdan! Dar până ajunge doamna Saveta Bogdan, eu vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului secretar de stat Gheorghe Florin Cârciu pentru acest sprijin, pentru că mi-a dat posibilitatea să fiu aici aproape de dumneavoastră, aici la Ponte Nova, să fim toți uniți așa de 1 decembrie. Le mulțumesc și băieților de la Grătar, pentru că sunt, de fiecare dată când organizez, ei sunt prezenți, sunt colaboratorii mei. Îi mulțumesc și președintelui Andrei Murariu, care acum o săptămână am fost la Guidonia, la un minunat eveniment al lui Andrei Murariu. Mulțumesc și fetelor de la Oriflame. Mergeți acolo, că este o tombolă cu 5 euro. Da, câștigați premiul pe loc. Are premii frumoase în acele pungulițe. 5 euro, nu e niciun pahar de bere. Mergeți la Oriflame.
Doamna Saveta, bună seara, bine ați venit! Sunt așa de onorată să vă prezint, mai încales că nu v-am prezentat niciodată. Stai aici, nu pleca. Nu v-am prezentat niciodată. Luminița a venit special, v-a văzut că sunteți pe afiș și mi-a zis, vreau să vin și eu. Și eu am invitat-o cu mare drag. A venit de departe și îmi face plăcere că a venit să fie aici la acest eveniment din Fonte Nova, alături de publicul de aici. Dar totodată vreau să-i mulțumesc și domnului primar din Fonte Nova, Piero, pentru că mi-a dat această posibilitate de fiecare dată când organizez evenimente de români, niciodată nu a zis că nu. Iubește comunitatea de români. Mulțumim, domnule primar! Grazie sindaco di Fonte Nova, grazie Gian Piero, grazie a tutto lo staff del comune di Fonte Nova. Bine ați venit, doamna Saveta! Draga mea Elena Stuparu, ești o mare doamnă a României, pentru că reprezinți folclorul nostru românesc și aici. Și că știi să te descurci. Și sinceră să fiu, îți stă foarte bine, Elena dragă. Să prezinți în continuare aplauze pentru Elena, vreau aplauze. Dar cu țipete, cu urlete, așa, aplauze. Așa, bravo, mulțumesc. Mulțumesc grătarilor, mulțumesc la toată lumea. Deci Elena Stuparu este un om deosebit. M-a dus la dumneavoastră după 50 de ani. După 50 de ani, acum 50 de ani am mai fost aici, eram mai tânără, frumoasă, nebuneau italienii după mine. Doamna Saveta, dar sunt, într-adevăr, este primul eveniment pe care îl prezint, dar eu port noroc, să ții minte, Elena, eu port noroc și de acum ai să prezinți în continuare, pentru că te-ai obișnuit și o să te obișnuiești cu publicul și publicul te iubește și o să zică unde e Elena? Elena! Elena! Hai! Hai! Mai tare că n-au! Elena! 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 Doamna Saveta, da, ca Georgel Nucă, nu prezintă nimeni, este unicat. Este cel mai bun prezentator din România. Este adevărat, Georgel Nucă. Stuparu, să vă spun, Georgel Nucă este director la o televiziune și el prezintă de mic copil. Are o experiență extraordinară. Este un om deosebit, pe toată lumea știe să ridice în slăb. Dar noi o iubim pe Elena în clipa asta. Elena! 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 Mai tare grătarile! Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, Saveta Bogdan! Mulțumesc ca timpul să ne lase să nu înceapă să ploaie din nou! Doamne ferește, nu mai plouă în seara asta! A început ploaia! E bine că de la ora 3 până acum, 7 ore ne-a lăsat ploaia! Ne-a iubit Dumnezeu! Dragii mei, vreau să jucăm! Hai la horă!